Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Din experiența ce am, de când eram copil, așa că stau în fața noastră, în 24 decembrie copii ascultă tare, greu predica. Acum, numai ce au terminat poemul și ei așteaptă ceva, așa e? Așteptați? Dar vreau să vă spun ceva. Copilul care stă cu minte când se predică. Și cei din fața mea, da? Voi vă puteți uita în față, dar frații care se uită vă văd dacă sunteți cu mine sau nu. Și pe voi vă vedem toți, bine? Copilul care stă cu minte când se predică, pentru el o să fie cel mai frumos cadou. Acum, toate o să fie la fel, dar voi o să vă placă cel mai mult dacă ascultați și predica bine. Hai că vă spunem o povestire frumoasă, să fiți foarte atenți, da? Amin? Hai că noi am zis amin la voi, puteți să ziceți amin toți. Amin! A, Domnul să vă bine cuvinteze. Când am fost, de fapt, o soră misionară în India, m-a povestit că odată era singură și avea un copilaș în brațe. Voi ați văzut vreodată o maimuță cum arată? Ați văzut, așa e pe aici, pe străzi, așa? Nu ați văzut în poze, nu? Ei, ea avea copilașul în brațe și era în India, acolo maimuțele se cațără pe case, pe blocuri, prin copaci. Și cum a ieșit pe stradă, o maimuță a sărit la ea în brațe să-i fure copilașul. Și era singură și s-a speriat. Asta acum mă-mi ia și se duce cu el. Numai că așa s-a luptat cu mâinuța și a aruncat-o și a sărit repede în mașină. Și a scăpat. Ce ziceți dacă voi ați vedea o maimuță că vrea să furi un copilaș și a sărit, să părat copilașul? Da! Dar dacă ați vedea un tigru că vrea să furi un copil? Oh, mai greu așa -i? Hai să citim ceva din Biblie, vreți? Ascultați? Toți? Hai să citim din Apocalipsa, capitolul 12. Voi să ascultați, da? Așa. Ea a născut un balaurul, sta înaintea femeii care stătea să nească, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Adică era un copilaj mic și era un balaur mare. Nici balaur n-ați văzut, așa -i? De era un balaur mare care vroia să mănânce copilul. De ce vroia balaurul să mănânce copilul? Hai să ne gândim, acum voi să fiți atenți, cine era balaurul ăsta de care ne zice Biblia? Cine era? Așa bravo era diavolul, așa le azi în termenii aceștia. Și copilul cine era? Domnul Iisus! Dar de ce vroia balaurul să mănânce copilul, a? Ce trebuia să facă copilul și la balaur nu-i plăcea? Păi să ne întoarcem puțin în grădina Edenului, Diavolul acesta, balaurul ăsta mare, i-a prins pe toți oamenii în cușca lui. Și cușca lui se numește păcat. Și le-a pus la toți oamenii lanțuri pe mâini și bătea cu biciu și toți oamenii erau a lui, a balaurului. Și balaurul se portau rât cu ei. Numai Dumnezeu a zis că o să se nască un copil. Ce poate să facă un copil? Se poate lupta un copil cu balaurul? Se poate lupta? Nu se poate. Dar copilul ăsta zice, zice, Vă luă un tuiac, mor din prima, ca să nu crească mare și să ia Toiagul de fiară să mă bată. Și atunci Balaurul era foarte atent să omoare copilul. Era bucuros că ținea pe oameni în lanțuri, în păcate, și își bătea joc de el. Dar era supărat de ceva. Dumnezeu a zis că o să se nască un copil. Voi știți un verset care zice căci un copil... Știți cum e versetul ăla? Căci un copil nisa așa, bravo, și Ai, oh, când a citit diavolul versetul ăsta, a zis, acum e gata de mine, se naște un copil și nu o să mai fiu eu, domn, vine cu toiagul de fier și mă bate. Și a zis, trebuie să omor pe copil cât e încă mic. Vă aduceți aminte de Moise? Moise era un copilaj mic, așa i s-a născut ca toți copiii. Și voi ați fost copilaj mici, așa și Moise s-a născut ca voi, numai pe Moise un împărat rău a vrut să-l omoare. Cum se numea împăratul acela? Faraon! Și Moise ce trebuia să facă? Voi știți? Să-i salveze pe evrei din Egipt, de la Faraon, de la împăratul acela. Și atunci Faraon a zis să omorâm pe toți copiii, dar în spatele lui Faraon cine era? Era tot balaurul, tot diavolul care vroia să-l omoare și pe Moise ca să nu mai salveze pe evrei. Și-a reușit să-l omoare pe Moise. N-a reușit. De ce? Cine l-a salvat pe Moise? Dumnezeu, așa, bravo! Dar a mai fost un copilăș așa mic, nu știu dacă ați auzit de el. Ia să vedem cine v-a auzit. Da, dar nu știu de cine zic. Stați să vă zic. Copilașul ăsta se numea Ioas. Ați auzit de el? Ioas a avut o bunică foarte rea se numea Atalia și când a murit tata lui Ioas, bunica lui a murit pe toți frații lui Ioas și a zis, acum e gata, din neamul lui David, nu o să mai vie niciun copil, niciun copil. Voi știți din ce neam trebuia să se nască Domnul Isus? A lui? A lui Iuda, a lui David, așa bravo! Și atunci diavolul a zis, distrugem pe toți copiii lui David, să nu se mai nască Domnul Isus. și au vrut să-i omoare pe toți. Și mătușa lui Ioas, mătușa lui Ioas l-a luat pe Ioas și l-a ascuns în biserică. Dar cum arăta atunci biserica? Era ca biserica noastră? Era un templu, acolo era destul de întuneric. Și l-a ascuns acolo pe copilul ăsta care se numea Ioas, să nu l-o mare cine? Bunica lui Atalia. Și l a ținut șase ani de zile acolo, până au murit Atalia. Și după aceea copilul acesta a ajuns împărat. Și nu a murit. Și apoi, o continuat, el a avut alți copii, alți copii. Și trebuia să se nască Domnul Iisus. Cine era Domnul Iisus? Copilul care trebuia să-L bate pe cine? Pe Balaura, așa. Și acum, dacă Domnul Iisus urma să se nască, Balaura era pregătit ce să facă? Să-L omoare. Dacă până atunci nu a reușit să oprească nașterea Domnului, și acum a reușit și-a fost când s-a născut Domnul Iisus un împărat rău. Cum se numea împăratul acela? Irod! Ce-a vrut să facă Irod? Să acum l omorâm ca să fiu eu împărat. Dar cine l-a pus pe Irod să-l moare pe copilaj. Balaurul, diavolul, ca să nu crească copilul mare, să ia toiagul de fier și să-l dea afară pe balaur. Numai că Domnul Isus nu a fost omorât de balaur. Dumnezeu l-a înștiințat pe Iosif, a fugit în Egipt și l-a protejat copilașul acela mic și Balaurul nu a putut să-l omoare și a crescut Domnul Iisus mare și a fost mare și diavolul a vrut să-l omoare pe ce? Pe o cruce, așa -i? Aduceți aminte? A zis, acum terminăm cu Domnul Iisus. Va muri Domnul Iisus pe cruce și am scăpat. Numai că tocmai prin crucea aceasta Domnul Iisus a luat toiagul de fier l-a bătut pe balaur, așa -i? Și toți oamenii au scăpat, toți care vin la Domnul Isus au scăpat de păcat. Și voi puteți să scăpați, voi cu cine țineți? Cu balaurul sau cu copilul, cu Domnul Isus care a crescut mare? Cu Domnul Isus, așa -i? Da, dacă nu ascultați de Domnul Isus, balaurul vrea să vă prindă și pe voi. Vrea să vă omoare, să vă pună să ne ascultați de copii, de părinți, de învățători, să fiți răi, și vrea să vă ducă și pe voi în iad. Dar dacă ascultați de Domnul Isus, Domnul Isus cu toiagul de fier vă apără. Cu cine vreți să fiți? Cu Domnul Isus? Amin! Dar voi știți că și acum diavolul vrea să-l acopere așa pe Domnul Isus, să nu se mai audă despre Domnul Isus. De cine vrea diavolul să se audă de sărbători? Să nu se audă de Domnul Isus, să se audă de altcineva. De? A, voi știți, așa -i? de moș Crăciun, să nu mai fie Domnul Iisus copilașul care s-a născut, să nu mai crească mare în inimile noastre, să nu ne mai mântuiască, să fie cineva să ne aducă numai daruri, așa -i? Dacă ar fi moș, și moș Crăciun, după oamenii din lume aduc daruri, așa, se îmbracă un om, voi știți că nu-i moș Crăciun, așa -i? Dar diavolul vrea să uităm de Domnul Iisus, că Domnul Iisus nu dă numai daruri, ci ne scapă de, de păcat și de balauri și ne duce unde? În cer, dragi copii, acum noi am cântat despre Domnul Isus, am recitat, am ascultat. Voi să fiți atenți. Balaurul încă vrea să-l acopere pe Domnul Isus, să nu se mai audă de el. Voi să spuneți la toți colegii voștri, nu e adevărat, nu mă nu altceva. E Domnul Isus care s-a născut nu ca să ne aducă numai un pachet. Voi așteptați acum pachetele. Da? A. Credeam că aștepta să-L vedeți pe Domnul Iisus. Aștepta să-L vedeți pe Domnul Iisus. Așa mai hotărâs Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar să știți, să se spuneți că nu numai două sunt de Crăciun. De Crăciun s-a adus și mântuire de păcat. Și de Crăciun a fost învins cine? Când s-a născut Domnul Iisus și apoi când a murit pe cruce, a fost învins balaurul, diavolul. Vă bucurați de povestea asta? O spune și la colegii de la școală? Domnezeias, você vai bem com vintense. Amém.